În primul rând aș spune că acest anunț făcut de Victor Ponta este un anunț făcut în prag de campanie, exact așa cum a sesizat și domnul Gârbovan, tocmai pentru a încerca să capitalizeze politic. Și din nefericire, subiectul pensiilor a afectat și numeroși politicieni, dar n-a reușit să facă dreptate pentru o categorie de oameni care se îndreaptă cu speranță către stat după o viață întreagă de muncă. Lucrurile stau așa. În 2010 a fost dată legea 263 prin care se stabilea modul de calcul al unui punct de pensie și viza 45% din valoarea câștigului salarial mediu și 45% din rata media a inflației. Pentru cei pensionați după anul 2011, acest punct de pensie trebuia indexat sau acest punct de pensie trebuia completat cu un indice de corecție. Și atenție, indicele de corecție a fost voit, calculat, greșit în anul 2013, pentru că el, pe legea existentă, adică articolul 170 la care făcea referire și domnul Gârbovan, prevedea ca indicele de corecție să se raporteze la câștigul salarial mediu, care evident de la an la an este în creștere. Ce a făcut guvernul la 1 decembrie 2013? A spus că acest indice se calculează la valoarea punctului de pensie din anul precedent dat de Institutul Național de Statistică, care în mod evident este mai mic decât cel mediu calculat la anul în curs. Și atunci, evident că pensionarii au suferit la calculul pensiei pentru cei pensionați după anul 2011. Noi, în acel moment, am spus că pensiile trebuiau indexate cu minim 5%, pentru că așa reieșea, după calculul punctului de pensie și corectarea cu indicele de corecție. În plus, trebuia să se țină cont de rata inflației. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, s-a amânat, au existat contestări la Curtea Constituțională, au câștigat și Curtea Constituțională a spus că s-a calculat greșit indicele de corecție și iată că guvernul a fost forțat pe o ordonanță dată chiar de el însuși în 2013 să revină la calculul pensiilor. Este este o explicație mai tehnică, dar fondul problemei este că politicienii ar trebui să iasă din logica tu ai furat, ba nu, tu ai mințit. Realitatea este următoarea. Avem niște pensii și ele trebuie să se calculeze și să se corecteze an de an pentru ca oamenii să simtă în buzunarul propriu creșterile anunțate de guvern cu un indice de corecție care trebuie raportat la economia reală, nu la indicatorii de la statistică. Dacă îmi permiteți doar o secundă, problema de fond este că România în momentul de față are populația activă în scădere, ceea ce înseamnă că în anul 2050, după toate prognozele, vom ajunge în imposibilitatea de a susține pensiile. Și atunci, clasa politică, evident că cei care sunt la guvernare aplică deciziile, trebuie să se concentreze pe măsuri de stimulare a populației active, să creeze locuri de muncă, să atragă investiții, să stimuleze elevii să meargă la școală pentru ca părinții să nu stea în concedii de maternitate, de creștere a copilului, ci să se ducă să plătească, să primească un salariu și să-și plătească taxe și impozite la stat. Să încurajeze inserția pe piața muncii. De fapt, acesta este fondul problemei. Acolo ar trebui să ajungem ca cei care susțin întregul sistem de pensii să fie din ce în ce mai mult, să creștem baza de angajați. E vorba de suportabilitatea statului de a plăti pensii. Evident că poți să ajungi în situații negative să te împrumuți ca să-ți plătești pensiile. Problema este când efortul principal era pe front pentru susținerea campaniei militare, pensiile și-au văzut de treaba lor. Problema este că statul își lua rolul în seamă și făcea acest lucru. Sau provocarea este ca cei care muncesc să poată să plătească pensiile. Aveți dreptate. De dacă unde proiectul se plătesc de stat pensiile? Îmi pune mie pe locurile de la 1 la 15 tot felul de obiective. Păi, iertați-mă, în ultimii 25 de ani
S-au dus miliarde de miliarde cu zecile. Am promis că îi dau cuvântul doamnei Turcan foarte pe scurt pentru a răspunde și multor întrebări care vin din partea telespectatorilor noștri, întrebări adresate președintei Casei de Pensii Publice. Vă rog, doamna Turcan. Mulțumesc. Adevărul în discuția anterioară este undeva la mijloc, pentru că dumneavoastră ați furnizat niște cifre și existau polemici în legătură cu încadrarea pensionarilor. Realitatea este următoarea, că cifrele respective îți arată modul în care se suportă plata pensiilor în calculul bugetului consolidat. Adică avem niște intrări de la 4,5 milioane de angajați, 3,5 în sectorul privat și 1,2 la stat, și aceștia trebuie să plătească pensii pentru 5,4 pensionari. Problema este că în anul 1990 România avea undeva 8,5 milioane salariați și 3,5 pensionari. Deci sistemul suporta creșteri de pensie. În momentul de față s-a produs o inversare. Avem 4,5 milioane salariați dintr-o populație activă de 10 milioane care trebuie să plătească la stat, astfel încât să se întoarcă la cheltuielile din bugetul consolidat, pensii pentru 5,4 milioane de oameni. La deci stat, trendul este contribuția pentru pensia, exact, mea, doamna Turcan, trendul este negativ. Premierul îmi spune că peste 20 de ani nu voi lua pensia. Și el a fost generat de o eroare gravă de politică economică undeva în anii 1990, când s-au produs disponibilizări masive și în loc de restructurări, oamenii au fost trecuți la pensie. Și atunci, practic, s-a produs această ruptură majoră. Și vă aduc aminte cazul ArcelorMittal, când din 27.000 de salariați au rămas 8.000 de salariați și restul, în loc să fie partea reconversiei profesională, au fost scoși la pensie anticipată. Este în legătură telefonică. Și statul a trebuit să plătească.